Miercuri 11 mai 2022, în jurul orei 10:30, poliția a fost sesizată despre faptul că într-un cimitir sunt mai multe pietre funerare răsturnate. Din cercetările efectuate de polițiștii secției 1 Poliție Rurală Zalău, a reieșit că în perioada 10-11 mai, persoane necunoscute ar fi răsturnat 33 de pietre funerare dintr-un cimitir, 5 dintre acestea fiind distruse. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru profanare de morminte și continuă cercetările pentru identificarea autorilor. Ce s-a întâmplat aici? Păi, în cimitirul reformat din localitatea Meseșenii de Jos, an de an vandalizează romii din localitate, profanând morminte, distrugând tot ce au în cale, sesizat an de an organele locale să fac dosare, procurorii resping și am ajuns în situația că nu mai avem nicio cale prin care să rezolvăm această problemă. Păi avem informații că romii și s-au documentat și în alți ani și nu numai cimitirul reformat, și proprietățile oamenilor din jurul lor, din jurul așezării lor, distrug, au animale, n-au terenuri, sunt pe proprietățile oamenilor din comună, reclamații după reclamații și așa umblăm după dreptate și nimeni nu vrea să ne facă dreptate. 33 de morminte și cred că sunt vreo 5 pietre funerare care screpate, deci nu se mai pot utiliza. Când s-a întâmplat acest lucru? Acest lucru s-a întâmplat ieri după masă sau azi noapte, că ieri n-am fost sesizat de nimeni, azi dimineața am fost sesizat de cetățeni că sunt mormintele îmburdate, rupte, vandalizate. Am fost cu domnul viceprimar azi dimineața la ora 8:10, am numărat, sunt 33 de cruci răsturnate, 5 dintre ele sunt rupte, sunt vaze de flori din marmură care sunt screpate, lovite de cruci ca să le distrugă. Nu-i prima dată când se întâmplă acest lucru, de nenumărate ori am făcut sesizări, nu s-au luat nicio măsură. De exemplu, acum azi 2 ani am fost sesizat că o furată 3 cruci de lemn, că în cimitirul vechi avem și cruci de lemn. Am găsit la un rom acasă crucea deja tăiată pe foc, s-a făcut plângere, am făcut eu personal plângere, nici în ziua de astăzi dosarul nu-i finalizat, nu-i terminat, nu știu ce se va întâmpla, nu știu ce măsuri să mai luăm. Pe lângă că distrug cimitirul și ne vandalizează, distrug grădinile oamenilor, fură de pe câmp, porumb toamna, acum au început să cosească lucernele, ierburile, au cai, țân, lasă liber, distrug prin pășunat culturile, nu știu ce să mai face. Asta este adevărul. Mi le-a distrus crucea, n-o putut să-mi îl doboară jos la pământ, că am avut 3 fere băgate în el, numai mi l-o împins de gata era să cadă jos ca să se spargă. Eu, muiere, văduvă și cu pensie de colectiv, m-am trudit să-l fac, să am și eu ceva avere, că numai asta avere avem aici și vin alții și ne destrug totul. Dar ce înseamnă asta? Nu-i o lege pentru toată lumea. Nici acii nu ne lasă să trăim, să fim în pământ liniștit. Asta nu există, nu e o lege pentru toată lumea. Noi acii am trăit în România cu țiganii, cu ungurii, cu românii, toți lălaltă. Și acii vrem și să murim. Că asta e țara noastră. Ne nu trebuie avere, numai acii să ne lase liniștit, să n-aibă probleme cu noi. Nu-i de prima dată asta treabă care ne-o face. Și nu numai unul, că 33 de morminte, asta nu se poate, asta nu l-a făcut copil mic. Nu-mi spune mie cu ce fiere, l-a filmat cu ce fiere am avut puse în cruce și n-a putut dobori jos la pământ, dar ni l-a împins de trebuie să-l pui înapoi. Nu-l pot lăsa așa, că devine un vânt, imediat îl rupe. Și sunt mai mulți în situația asta, care sunt la pământ și rupte. Vreau să vă spun că azi noapte sau aseară dimineață s-a întâmplat să fie crucile doborâte la pământ și crucea părinților mei este doborât jos, florile aruncate, ghivecele sparte lângă el și la mai mult s-a întâmplat treaba asta, dimineața am fost sesizați, am venit la fața locului și într-adevăr e catastrofă ce se întâmplă. Am, în alți ani s-a mai întâmplat, la 3-4 au fost distruse, dar acum la 33-34 de cruci sunt doborâte la pământ și sunt care sparte în 2-3 locuri care nici nu se pot reabilita. Eu atâta vreau să vă mai spun că aici lângă cimitir
dă o groază de romi care au copii mulți. Când venim la cimitir să mai săpăm, să punem flori, nu putem de ei, fug după noi, strigă, îi de groază. Nu poți să vină o femeie singură sau cineva singur aici, că ei îs după noi, urlă, strigă, ne aruncă cu pământ, cu pietre, cu ce pot. Deci o persoană singură nu poate veni în cimitir, nici dacă are a doi sau trei, trebuie să ne asociem, să venim să punem flori sau să lucrăm în cimitir. Iar pe terenurile noastre proprietate personale, același lucru se întâmplă, toate sunt unde e aproape sau lângă drum sau unde merg ei cu căruțele, tot producția este furată. Ba cosesc, ba culeg porumbul, legumele ce avem, unde avem la ce spus legume și toate astea, și nicio măsură nu s-a luat până acum. Eu am propus și problema asta, că aici sunt foarte mulți romi în ultima vreme și foarte mulți copii, ca să fie verificați de poliție, să vadă domiciliul la fiecare și în momentul în care nu aparțin aici, că se căsătoresc din pe sate, mărg vin, ăia să fie trimiși la locul de naștere unde îs, că nu au domiciliu. Și să nici nu le facă, că nu. Aici toată lumea se mută și deja nu mai putem sta de romi aici în comună. Suntem vandalizați și dacă mergem pe drum o persoană, deja fug după noi și strigă, mergem cu motocultorul să lucrăm undeva, ei sunt după noi cu copii, cu toată lumea, tot strigă și nu se mai poate. Trebuie să se pună capăt lucrurilor astea. Eu vă mulțumesc mult. Balin Tetelca, sunt din Meseșenii de Jos. Din păcate mă aflu aici, pentru că și mormântul părinților meu este burdată de rom și, din păcate, atât azi de mult deja la noi în comună, că ne fură toate holdele din hotar, ne fură mălaiul, ne fură luțărna, ne fură toate ce să mănăm. Nu mai putem avea o cultură sigură, tătătănii îl fură. Dacă facem sesizări în Tăgeana, ne primesc autoritățile că n-au valoare, n-au ce face, că n-au valoare. Dar asta se întâmplă zilnic, din păcate. Zilnic. Din păcate, în cimitirul reformat din localitatea Meseșeni de Jos a avut loc un act de vandalism. Sunt suspecți niște persoane din cartierul de romi care au distrus un număr de aproximativ 30 de morminte. Urmează să vedem, în urma cercetărilor a organelor specializate, cine sunt făptașii. Acest mod de distrugere a fost semnalat de către cetățeni de mai multe ori. Noi am și făcut mai multe sesizări către poliție și jandarmerie cu privire la aceste aspecte, inclusiv eliberare de animale în spațiul cimitirului, distrugeri de morminte, tăiarea pomilor din incinta cimitirului. S-au făcut mai multe verificări și cercetări și în anii trecuți și în acest an am avut, în urmă cu câteva luni, încă o sesizare către poliție și jandarmerie. Din păcate, după cum vedeți, nu se opresc și continuă acest gen de vandalism. Ce s-a întâmplat cu mormântul soției dumneavoastră? Azi m-a anunțat cineva că e răsturnat ăsta. Eu nu știu cine, probabil de ieri până acum. Înțelegeți? Adică până azi dimineață. O mai fost, adică nu răsturnat, ăsta de flor a fost spart. Ghiveciu. No. Noi acum un an am anunțat poliție, a fost, dar nu a făcut nimeni nimic. Vedeți cum e răsturnat. Și soția acum a mormântat de 6 luni. Ai multe, nu pot să zic. Hai să zic, că asta a fost parte, am un an, tot cineva, ia, ce pietre au aruncat pe aici. Nu m-au fost adunat pietrele, ia să vede, pietrele alea mari. Noi am sezizat, am o iară, ia, ce e aici. Și au bătut candelabrele cu care au fost la iluminație, au bătut de poză ca să spargă poza de pe mormânt. Uita, să cunosc urmele, cum le-au bătut și cum le-au, ia, cu noroi le-au făcut.
Din cercetările efectuate de polițiștii secției 1, Poliție Rurală Zalău, a reieșit că în perioada 10-11 mai, persoane necunoscute ar fi răsturnat 33 de pietre funerare dintr-un cimitir, 5 dintre acestea fiind distruse. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de profanare de morminte și continuă cercetările pentru identificarea autorilor.